Bună seara, dragii mei, sunt Arotela, Hristos a înviat. Mie îmi place să salut așa, dacă nu vă place problema voastră, sper să am în preajmă oameni cât mai sensibili la acest mesaj. Sensibil pozitiv. Dragii mei, a fost eclipsă, știu, a fost și lună nouă, luna e în creștere și va mai fi încă o eclipsă, eclipsă de lună în Scorpion. Etalarea aceasta încearcă să vină cu mesaje pentru voi. În mod special să vedem ce se întâmplă în viața noastră, a voastră, în această perioadă, între eclipse, în mod special, nu etalarea pentru luna mai, ce este o etalare despre evenimentele, unele dintre ele, care se desfășoară în această perioadă, pentru că știți bine, bănuiesc că deja v-ați informat, că eclipsa este foarte importantă, aduce mari transformări, transformări radicale sau și transformări pe termen lung, jumătate de an, un an de zile sau chiar și mai mult, poate chiar transformări pentru o viață. Și fiind între două eclipse, iar evenimentele se acutizează, devin mai intense și emoțiile și stările și toate transformările prin care trecem. Dar, haideți să vedem. Aveți deja 4 numere. Am zis totuși, sper să mă țină bateria și, de fapt, nu e vorba doar de baterie, cât de spațiu, dacă nu... Bine, eu sper să reușesc să mă încadrez în spațiu pentru toate cele 4 numere. Și pentru fiecare număr o să am și seturi diferite de cărți, dar la fiecare număr am și cărți, seturi care vor fi la comandă. Primul număr aveți ochiul de tigru. 4, știți, sunt 4 elemente. Puteți să asociați elementele cu anumite... Scuzați-mă că am întrerupt. Cu anumite... elemente zodiacale, să zic aer, apă, foc, pământ, de fapt nu zodiacale, elemente primare. Roșu nu e obligatoriu să fie foc, poate focul să fie reprezentat și de ochiul de tigru, pentru că este plexul solar. Solar, e vorba de energie. Albul poate să fie aer, poate să fie apă. Verdele la fel, de obicei culoarea verde reprezintă apa mării, dar poate să fie și elementul pământ, verdele pădurilor. În fine, vedeți cum asociați și în funcție de alte lucruri. Eu vă sugerez să nu alegeți mai mult de 2 numere, nu toate 4, că veți crea un haos. Eventual încercați să separați, să compartimentalizați, să zic, numărul cu tare reprezintă zona emoțională, numărul cu tare, partea financiară sau eu știu ce alte aspecte. Dar veți vedea și în etalare. Așadar, numărul 1, ochiul de tigru, superbul ochi de tigru, medalion. Numărul 2, inima aceasta, o inimă. Știți ce am auzit în acest timp? O melodie, Iglesias, Enrique Iglesias. I can feel your heartbeat. Poate asta să vă inspire. Numărul 2, jad sau jasper, red, roșu. Roșu, vedeți, se vede de la o poștă. Și verde. Ar putea să fie... un agat verde. Verde care simbolizează chakra inimii, simbolizează și aspecte care țin de financiar. În fine, variază. În mod special, înainte să începe talarea, puteți să observați și voi că primele două reprezintă, de fapt, sunt niște medalioane, celelalte două sunt libere. Dacă acest mesaj vă spune ceva, mie îmi spune, dar fiind medalion, poate să activeze ori chakra inimii, ori chakra, poate și plexul solar, dar nu obligatoriu, poate să fie și vișudi, chakra a cincea a comunicării, însă, în funcție de cum e poziționat medalionul. Așa, în plus, ca să vă ajute la alegeri, ca să nu mai vorbesc la etalare. Așadar, vă puneți pauză și vă alegeți. Dacă fac alegeri, îmi cer scuze. Sper că ați văzut că am pentru fiecare set de cărți
un set de, pentru fiecare număr și piatră, un set de cărți. Am amestecat, pentru cine nu știe, eu încep etalarea cu cărțile deja amestecate și nu doar eu, mai sunt și alții care începem etalarea cu cărțile deja amestecate. Nu amestecăm, bine, eu oricum amestec în fața voastră, dar în mod special când încep cu o carte care a ieșit în timpul preetalării, așa se numește perioada, preetalare, în care îți pregătești cărțile și le amesteci. Este un mesaj în plus, dar să nu uitați, pentru cei care au fost câțiva care, vai, nu amestești, bă, amestec și de câte ori amestec cărțile înainte de a filma, ca să nu vă consum eu timpul. În aceste de cărți a apărut spânzuratul, l-am pus la un moment dat în setul de cărți, a apărut spânzuratul, probabil că ați trecut printr-o perioadă de stagnare, dar foarte necesară, ca să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. A fost o aparentă stagnare, dar a fost o perioadă în care a trebuit să vă întoarceți la Dumnezeu, la intuiția voastră, la visuri, poate ați avut visuri speciale, vise speciale, care v-au spus ceva, vă spun ceva, mai ales în această perioadă în care este și Mercur retrograd. Mercur retrograd creează confuzii, cam toată perioada va fi marcată de niște confuzii, îmi pare rău că am uitat să spun la început, dar lucrurile se vor înțelege mai încolo. Hai să vedem totuși. Cineva muncește mult pentru un adevăr, pentru un început. Adevăr, ia uite. Adevăr care va descoperi și frici și bucurii, lună și soare. Cineva muncește să-și acopere niște lipsuri financiare în această perioadă, dar dezechilibru acesta financiar este mult mai... Veți înțelege la un moment dat cu patru de spade că este mult mai ușor dezechilibru financiar este mult mai ușor depășit, poate chiar și relațional, este mult mai ușor depășit în condițiile în care ne dăm timp să ne vindecăm și să exprimăm, să exprimăm și fricile, și bucurile, și emoțiile, și nevoile, și instabilitățile. În momentul în care ne conectăm și la minte și la suflet, putem să ne transformăm mult mai intens, mai rapid, chiar în domeniul financiar, cu alte cuvinte, să manifestăm spor, independență, succes, în momentul în care ne conectăm la aceste două elemente, minte și suflet, și apoi mărturisirea unor lucruri, exprimarea lor. Cu asul de spade și cu soarele veți înțelege multe lucruri legate și de financiar, de strădanile voastre, că e plexul solar, poate cineva n-a avut încredere în el, în ea, poate aflați despre alt personaj, încercați să vă adaptați energiile, pentru că mesajul este versatil, este variabil, iar voi sunteți de multe zodii, multe generații. Și totuși mesajul e valabil într-o anumită formă, de a zic, puteți să mai ascultați etalarea și după un timp, mai ales când va ieși Mercur din retrogradare. Poate altcineva din preajma voastră n-a avut încredere la locul de muncă, n-a știut să manifeste, a muncit mai mult decât era cazul, pentru că nu a știut să manifeste în cuvânt, ci în suflet. În minte, cuvânt și suflet. Să se echilibreze energetic, masculin și feminin, când să fie activ, când să fie pasiv, receptiv. Inclusiv, activă, pasivă. Hai să... înainte de a... Uite, am amestecat cărțile. O să revin la tarot. Dar haideți să vedem în această perioadă ce aspecte... 8, încă, mai dăm încă unul. Ce aspecte, că a fost și 8 de monede, apropo de muncă, de transformare, ce aspecte sunt marcate, sunt înțelese, sunt... vă influențează în această perioadă. Interesant. E suficient. Hm.
8, 16, 29. 29 care se reduce la 11, da? Care înseamnă justiție, dar care înseamnă mai... Când e vorba de un personaj, poate să însemne și echilibru. Dar probabil că unii dintre voi ați primit cu 16, care mă duce cu gândul la turnul din tarot, evenimente neașteptate, situații neașteptate, poate unii dintre voi ați experimentat niște vești neașteptate despre o pierdere. Poate să fie cu acest 8 casa 8-a banilor, scorpionul, da? Poate să fie pierdere omenești sau animale, sau financiare, sau imobiliare, sau sunt pierdere, moșteniri. Eu știu, situații, drame. Da? Este un cuștur, moarte și renaștere. Dar este bine că este urmat de, în acest set de cărți, totul 16 este asociat stelei, este steaua. Este urmat de stea. Posibil, eu așa simt, că într-un mod neașteptat, așa cum v-a zdruncinat veștea acelei pierderi, într-un mod neașteptat veți găsi soluții, eventual, echilibru interior. A purtat asul de spade, poate comunicare cu cineva, poate o idee, cum să vă vindecați și în continuare să continuați acest ciclu, vindecare, echilibru, vindecare, echilibru. Pentru că 1 și 1 totuși este un număr simetric. Și am văzut soarele și luna, da? Yin și yang. Echilibru, să manifestați și în masculin și în feminin. Poate unii dintre voi... veți avea de discutat, iar, chestiuni care țin de moștenire, de discutat, de manifestat. Niște speranțe, niște visuri. Poate să fie și, simt pentru unii, să fie și o călătorie departe, ori veniți de departe, ori urmează să plecați după acest, după ce veți înțelege această dramă, această pierdere. Și acea femeie poate să aibă legătură cu, eu știu, o femeie în justiție sau cineva din justiție vă ajută sau poate voi ca și femei mergeți în justiție. Dar eu țin foarte mult să tind către prima variantă în care echilibrul găsiți în voi. Sau printr-o energie feminină echilibrată, oricare ar fi aceea, o cunoștință, eu știu, poate... Poate nici nu-i cunoștință, poate este un personaj care inspiră cu steaua. Inspiră echilibru și ajută în această transformare și clarificare. Sper că ați înțeles, da? Despre ce vorbesc și ce încerc eu să vă transmit. Hai să clarificăm. O dată, de două ori, de trei ori, numărul 3. Interesant, existență, manifestare, 1. 1, 11, de la 29, da, trebuie să intrați într-o nouă etapă și veți intra la un moment dat cândva. Poate că acum veți face primii pași unii, nu toată lumea. Poate alții veți face acest prim pas mai încolo. Dar această perioadă, două eclipse foarte intense, foarte puternice, vă ajută să intrați într-o nouă variantă, într-o nouă existență, într-o variantă a voastră pe care n-ați manifestat-o niciodată. Poate uneori doar ați visat-o. Deci este o transformare radicală, eventual, la care ați visat. Poate, pentru unii, să mergeți ca și femeie către o variantă superioară, să vă ajute Dumnezeu, super echilibrată, fiind 11, justițiară, nu în sensul de agresivă, ci echilibrată. Persoană care, exact cum am zis mai devreme, care știe când să fie receptivă și când să fie activă. Și dacă nu sunteți femei, dacă sunteți bărbați, repet, poate o energie feminină în echilibru vă ajută în această transformare. Femeia divină cu numărul 11. O nouă existență. Intrați, vă veți transforma. Repet, nu știu în cât timp. Transformarea poate să țină câteva luni,
sau să o simțiți mai bine după câteva luni, după 6 luni de zile, după 1 an de zile, vă veți da seama, stai, eu nu mai sunt aceeași persoană. De când m-am întâlnit cu această femeie sau de când am trecut prin această dramă și am primit acel vis, apropo de spânzurat, de vis, de stele, de o perioadă nocturnă, și visul acela m-a ajutat să vindec niște traume, să-mi refac viața, că am vorbit de turn, vindecare și reechilibrare. Hai să vedem. Ia uite, ghidare de la îngeri. Sau, cum am spus mai devreme, aici văd o energie feminină, vedeți și voi, da? O energie feminină. Interesant, acum văd, energia feminină nu are aripi, dar este ghidată. Poate să fie acest personaj. Vedeți cum se va... interesant. Cum se va așeza în timp acest mesaj, când mesajul este valabil. Ce mai simt înainte să trag următoarea carte? Într-adevăr, unii dintre voi ați pierdut, dar cineva a zburat la cer, ați pierdut o persoană. Și încă... Va da peste cap întreaga viață, încă vă redresați, vă înțeleg, bănuiesc că și voi știți prin ce trec și eu vă înțeleg perfect, e o transformare care durează și confirm în acest moment pentru cei care au ales numărul 1 că și eu trec prin transformări profunde după pierderea mamei, dar va fi bine, hai să vedem. Uite, minte, da? Vă veți vindeca mintea de această dramă, de această pierdere și, repet, poate să fie financiară. Poate să fie financiară. Ieșiți de niște constrângeri, de niște convingeri, aud, restricții, reguli. Și aventură. Începeți o nouă aventură. Un soi de cavaler de monede, dar e drăguț, vedeți? Intrați printr-un portal. De fapt, un portal, dacă nici ăsta nu-i portal în această săptămână, aceste săptămâni. Cât e? O săptămână și ceva. Da, până pe 5 mai. Dacă nici acesta nu-i portal, ce mai este? Da? De la întuneric, vedeți ce frumos? De la întuneric spre lumină, spre varianta aceea înaltă, superioară. Și chiar dacă sunteți bărbați, poate sunteți, vă simțiți încă traumatizați de niște chestiuni din copilărie și cineva va trage cu lumina sa, cu varianta sa superioară, va trage să ieșiți din zona de confort, din zona aceasta de întuneric. Vă ghidează, da? Înspre lumină, înspre culoare, înspre viață și echilibru, evident. Ia uite, la capătul seturii de cărți, sursa. Sursa fiind ce? Soarele sau Dumnezeu. Eu zic Dumnezeu, alții să zică ce ori zice. Și ce frumos! Plexul solar, sursa, plexul solar. V-ați pierdut oarecum încrederea, energia într-o situație dramatică. Asta este evident. Dacă nu ați trecut prin așa ceva, căutați alt număr. Dar... Repet. Și vedeți, apropo de turn, și imaginea aceasta sugerează de ca și când întreaga lume mentală s-a dărâmat în voi. Printr-o veste, printr-o pierdere, prin ceva, dar urmează să o reconstruiți. Ce ar mai fi să aleg? Hai să vedem în continuare încă 3 cărți. Odată, numărul 1. Clarificăm. 2. Și 3. Temperanța, apropo de vindecare, de echilibru, de comunicare, ridic un bivoc, de ghidare, comunicare cu îngerii. Și setul de cărți pe care l-ați ales are această, unde ești, setule? Nu, cutia căutam, mai pardon. Are acest, da? Are această imagine. Am ales că e pe maroniuri. Am încercat să-mi asociez cărțile cu, eu știu, culorile, da? Temperanța. Ia uite, blocaje. Mai ați pierdut ceva important. Sănătate, eu știu ce-o fi fost, chiar încrederea în voi cu Regina de Băte. A fost afectată, nu neapărat că ați pierdut, a fost afectată de o dramă, de o
o trădare, dacă nu e trădare, o boală, chiar, repet, moartea cuiva, un blocaj pe care a trebuit să-l învățați să-l treceți cu răbdare ca să vă echilibrați în voi temperanța. Și singur nu puteți să treceți. Vă va ajuta cineva, eventual îngerii voștri protectori, în cazul în care... Dar eu zic că totuși în timp veți vedea, va apare o energie feminină. Poate să fie și bărbat, dar nu prea cred. Cred că totuși o energie, e o femeie. Șapte de cupe. Zece de monede. Întreaga, întregul sistem de valori, apropo de pierderi de bani, pentru unii, poate au fost, sau familia, cultura, religia, pentru unii chiar, a fost provocată de această pierdere. Șapte de cupe. Și împăratul. Împăratul și femeia divină. Cu alte cuvinte, mergeți exact ce am zis, femeia și bărbatul din voi. Masculinul și femininul din voi. Dacă sunteți bărbați, vă veți echilibra cu răbdare. Intrați într-o, repet, într-o nouă aventură a vieții voastre și vă veți echilibra în timp. Eventual, eu zic că vă veți întâlni și cu o femeie importantă. Nu știu dacă partenera voastră, dar importantă în acest parcurs al vostru și stabilizarea voastră. Dar șapte de cupe arată că a trăit eventual niște iluzii referitoare ori la niște bani, iluzii. Ori ați văzut familia într-un mod confuz. Așa ați fost educați, poate. Sau, eu știu, cineva v-a influențat mental în familie și v-a creat aceste confuzii. Însă, odată cu această pierdere și dramă și situație foarte intensă, primiți ghidaj. Ce să alegeți și cum să vedeți acum situația? Veți vedea adevărul. Că am văzut tasul de spade. Luna și soarele, luna, fricile, umbrele și soarele, exact, eclipsă de soare, interesant cu mine, eclipsă de lună, eclipsă de soare. Ambele au legături, pe lună plină, pe lună nouă, da? Veți vedea. Și chiar dacă e Mercur retrograd, veți înțelege în timp. Dați-vă timp, da, v-ați consumat. Iar apare moartea. Eventual, moartea cuiva drag v-a consumat sau pierderea cuiva drag sau o relație. Dacă nu-i moarte, e o relație a cuiva din, eu știu, a voastră cu cineva. În care ați stat pe loc. Ați fost programat, apropo de minte, ați fost programați într-o zonă din trecut. Pentru că șase de cupe înseamnă și trecut. Dar transformați acest blocaj. Iar apare 8, iar apare moartea ca și energie scorpionească și lună în scorpion. Eclipsă de lună în scorpion, da? Veți renunța la acest, să zic, consum de energie. V-ați consumat, apropo de plexul solar, vedeți? Aici v-ați consumat energia până acum. De acum încolo, ia uite ce frumos. Urmează să creșteți, să vă redescoperiți energia și să împărtășiți. Regina de bâte, să împărțiți din lumina voastră după ce exact 10 de bâte, 10 de bâte. Și intuiția v-a fost blocată. Male preot și marea preoteasă. Da? Intuiția a fost blocată de niște, exact ce am zis mai devreme, restricții, reguli impuse, preconcepții și așa mai departe. Hai să vedem după cât am vorbit. 24 de minute. O dată, numărul 1 de două ori. Ia. Pe scurt, înainte să tai cărțile, iau-te, temperanța. Veți începe un nou proiect, o nouă viață, intrați în existență, un nou portal, iată, portal,
poate o relație de lungă durată, poate un business care, business, o afacere, un proiect care va aduce succes. Vă veți echilibra, vă veți vindeca, dacă ascultați îngerii protectori. Și dacă până acum a trebuit să puneți granițe personale, de acum încolo intrați într-o... veți intra nu acum, musai. La un moment dat veți începe să dați cu toți de pământ, să vă luptați pentru acest nou proiect, pentru acest nou început, pentru varianta voastră superioară ca bărbați, pentru succesul, bărbați, femei, nu contează, succesul vostru financiar, familiar, dar într-un alt context. Sau varianta voastră superioară ca femei, să vă găsiți echilibru sau bărbatul sau ce vreți voi, variază. Unele femei, dar încercați, iau că iar apare moarte. Ați ținut prea mult sau ați stat în preajmă, dacă nu voi ați stat în preajmă unor oameni. Dar vă veți trezi. Unor oameni foarte conservatori, doar cu gândul la bani. Și înțelegeți acum. Aici a fost confuzia, opțiuni. Regina de cupe, ce frumos. 8 de cupe. 7 și cu 1, 8. Vedeți? Și urmează 8. Și 10 de gâte. Exact ce am arătat mai devreme. Veți renunța la toate celelalte lucruri care vă consumă și veți alege o idee pe care o veți duce până la capăt. Și în acea idee, că am văzut și asul de spade, și asul de cupe, și asul de monede, aici apare un as de bâte. Acea idee, acea pasiune, poate chiar atracție către o anumită femeie sau către un anumit bărbat, dar eu nu mă fixez doar pe atracție, pentru că subiectul general nu ține doar de o atracție sexuală. Nu. Ține de mai mult. De o transformare foarte intensă prin care treceți. Vă veți crea o altă casă, un alt job, ceva de genul acesta. Și apare Regina de cupe, da? Această femeie sau energie feminină echilibrată, plină de compasiune, da, echilibrată, că e deasupra apelor. Apele sunt blânzi. Nici statice, nici tulburate. Într-o mișcare plăcută. Ia uite, iar lună și soare. Ar putea 8 și cu 7. 8 și cu Regina de cupe, să vă ajute să mergeți către 8. De fapt, 7 și cu 1, 8 și aici apare 8. Înțelegeți? Adică, această energie feminină, sub ce formă apare, se manifestă, variază de la om la om, să vă ajute să renunțați, să renunțați, să puneți capăt la confuziile pe care le-ați trăit, la iluziile pe care le-ați trăit. E un ghidaj aici. Și să vă ghideze, să vă inspire, să lăsați în urmă cupele goale. Astea. 7. 8. Și să mergeți către 9, către dragoste față de voi, da? Acest personaj vă inspiră, pe de-o parte. Ia uitați, 7 și cu 1, 8, 8. Și vă ajută în continuare 8 și cu 1, 9, să mergeți către dragoste față de voi, autentică. Către împlinirea, apropo de stea, împlinirea visurilor voastre. Și pentru asta veți avea nevoie de o energie intensă, bine direcționată. Foc, încredere, determinare. La capătul setului de cărți, da, plângeți, ați plâns. De fapt, ați plâns. Probabil veți trece printr-o perioadă de doliu, de nostalgie, de decepții, de suferință, de depresie, dar veți depăși că, uitați, deja vă uitați spre două cupe. Și un bărbat și o femeie. Poate să fie și parteneriat, nu vreau să mă fixez musai pe mesaje sexuale, dar vă veți găsi. Apropo, ia uite, Regina de bâte cu soarele și regele de bâte cu 5 de cupe. Aș spune că energia masculină, în momentul în care lasă în urmă un trecut, își regăsește perechea. Perechea care probabil a trecut prin situații similare și îl poate ghida. Am zis, femeia ghidează. Numărul 1. Grație și benevolență. Puteți să citiți și voi mesajul. Mesaj pentru voi.
credință și modestie. Da? Văd bine? Credință și modestie. La capătul setului de cărți, scurt mesaj de la îngeri pentru voi. Gura leului. Probabil când va flori gura leului. Uite, și acum panseluțele sunt înflorite. În această perioadă veți primi afecțiune într-o anumită formă. Și da? Afecțiune. Și această afecțiune vă va ajuta să deveniți determinați pentru viitoarea direcție în care veți merge. Mesaj odată. Asta vrea să iasă mult special. Dați-vă timp. Dați-vă timp să vă relaxați. Să vă conectați la îngeri, că tot am văzut temperanța, la îngerii voștri. Să vă odihniți, mai ales dacă ați muncit foarte mult și ați avut această pierdere intensă. Îmbrățișați-vă emoțiile și încă una. Acționați, vedeți? Încă nu sunteți cu personajul respectiv. Urmează, acționați de ca să fiți. La un moment dat, acționați de ca și când partenerul este aici. Vă rog, citiți. Că ai pe cineva în viața ta sau nu ai, acționează de ca și când ești cu el tot timpul. 37 înseamnă 1, apropo de 1, de o nouă existență. Hai, Fuguța, cât au trecut 30 de minute? Hai, și încă un sfat, o dată, de 2. Ia că ăsta. Ia uite, lighten up, apropo de soare. Ori o energie feminină vă ajută, ori voi vă regăsiți, vă conectați la energia voastră feminină, bărbați, nu contează ce sunteți. Vă dați seama că nu puteți să fiți în control, să aveți autoritate, să fiți în echilibru, apropo de echilibru, fără această energie feminină în voi. Și apoi să vă găsiți partenera. Dar eu cred că cineva vă ghidează, altcineva în afară de această etalare de tarot. Voi fi eu? Nu știu. Dar sper că ați înțeles. Ia uite. Faceți un pas către puterea voastră. Cam asta este. Posibil anumite lucruri le veți simți foarte, nu bine zis, mai intens sau mai bine le veți da, înțelege. Că am zis că în această perioadă poate că nu înțelegeți anumite lucruri și din transformare veți simți foarte mult în august, în perioada iulie-august, zodiei leului. Nu, chiar și berbec. A fost eclipsă de soare în berbec. A trecut berbecul. Poate că nu o să fie, o să fie lună, eu știu de care, în berbec. Dar, am zis, eclipsele vin cu energie intense și schimbări pe termen lung. Cam asta ar fi. Sper că a fost clar. Sper că v-a plăcut. Repet, dacă nu înțelegeți, puteți să mai ascultați încă o dată. Nu ca să-mi faceți eu de lumea. Un nou capitol se va deschide în viața voastră. Un nou capitol. O nouă lume. O nouă variantă a voastră. Dacă n-ați înțeles, dați-vă timp, repet, să mai ascultați încă o dată. Peste o lună, eventual. Peste, eu știu când, nu o să mai fie Mercur retrograd. Am pus bine aici. Ca să înțelegeți. Pentru că e posibil acest Mercur retrograd pentru unii să vă aducă ceva confuzie, că doar am văzut 7 de cupe. Dar, acum, eu zic că a fost destul de interesant pentru toți. Da, 20, vă renașteți. Vă renașteți, renașteți, vă reconstruiți. Începeți, vă transformați, începeți ceva important. Numărul 2. Numărul 2. Am uitat să zic la revedere celor de la numărul 1. Numărul 2. Bine ați venit, Hristos a înviat. Spuneam că e posibil ca ce se întâmplă în această perioadă, spuneam la numărul 1 că am uitat să spun la introducere, ce se întâmplă între eclipsa de soare din s-a întâmplat sau se întâmplă din berbec și eclipsa de lună din scorpion, să nu fie înțeles perfect, pentru că e Mercur retrograd. Dar oricum, transformările sunt intense și sunt pe termen lung. Așadar, veți înțelege în timp, poate chiar și etalarea aceasta o veți vedea cu alți ochi după în timp.
m-am spus chiar de la început, ați ales un număr care reprezintă un medalion și nu întâmplător o inimă. Ceva legat de sentimente, de o latura voastră foarte delicată. Va fi transformat, bănuiesc în bine. Hai să vedem numărul 2. Cei care ați ales acest număr, curăți cărțile pentru numărul 2. Așa, și să nu uit. Nu, înainte să... Înainte, am zis că pentru fiecare număr am un set de cărți. Pentru că aveți inima roz, am ales aceste de cărți. Marea preoteasă, ascultați-vă intuiția, ascultați-vă sufletul, vedeți ce vă transmite. Acum, înainte să pun cărțile, să vă transmit un scurt mesaj, preetalare. A venit o carte în timp ce am amestecat. Cei care mă știți de mult timp știți că eu amestec cărțile totuși înainte, nu vin cu ele neamestecate. A apărut 4 debute. Unii spun că ar fi cartea sufletelor flăcărilor gemene sau măcar a unor suflete pereche care se înțeleg foarte bine. Dar nu e obligatoriu. E vorba de casă, de echilibru, poate chiar evenimente care țin de, eu știu, petreceri, restaurante, evenimente publice, lucruri care vă și bucură, dar vă dau și un soi de stabilitate. Sau sunt într-un cadru, într-un anumit cadru, restrâns sau mai puțin restrâns. Da? E totuși un pătrat, e un patru. La capătul setului de cărți și apare Marele Preot, Roata Norocului, apoi 7 de monede. Simt în acest context, eu asta simt, poate să fie o chestiune legată de familie, de casă, pe de o parte, de cultura în care sau religia în care ați crescut, să le înțelegeți altfel, să se schimbe energia aia. Să se schimbe perspectiva din care le vedeți. Eu știu, acele lucruri, evenimente, situații acasă, dar cred în acest moment simt că acest mare preot ar putea să fie și un ghid. Poate vă duceți la un preot, ați fost în ultima vreme, urmează să vă duceți. Un preot, un profesor, un personaj care are destulă cultură, are educație, are școală și vă poate ghida, vă poate inspira. Și nu doar atât, vă poate schimba 5 și 10, deci 10 înseamnă de 2 ori 5. Personajul acesta a produs schimbarea în el sau în ea, urmează să producă schimbarea și în voi. Eventual, poate trebuie să dublați efortul ca să se manifeste, 5 ori 2 înseamnă 10, să se manifeste această schimbare radicală. Dar eu simt că e o întâlnire de destin cu un personaj care ori vă va aduce un anume tip de stabilitate, un anume tip de succes, o înțelegere foarte specială și înaltă a unor lucruri, chiar chestiuni care țin de relații de casă, de evenimente chiar. Băi, și evenimentul public are și el un aspect care ține de, acum o spun eu, numele acestui mare preot, care impactul acelui eveniment la nivel colectiv, doar distracția. Distracție versus transformare energetică spirituală. Bine, așa simt nevoia. Puteți să mă căutați dacă vreți să ascultați mai mult despre ce înțeleg acum. 7 de monede, regele de spade. Exact, este o așteptare. Este o așteptare cu 7 de monede. Poate că ați așteptat de foarte mult timp să comunicați cu cineva, să împărtășiți niște gânduri, dorința de a investi, de a... poate chiar de a vă bucura împreună. Dar totuși un eveniment vă aduce aproape de o figură importantă în viața voastră. Vă va aduce aproape de o figură importantă în viața voastră. Pentru unii poate ați... cu diavolul. V-ați gândit obsesiv la această întâlnire de destin, că știți că nu știți persoana, v-ați gândit că aveți nevoie de un personaj care să vă scoată din energia toxică sau care să vă aducă stabilitate. Apropo de regina de monede și 4 de băte și împăratul, să vă aducă stabilitate, care să vă ajută să vă regăsiți. Dar se pare că totuși
ceva foarte important se întâmplă în viața voastră. După, repet, o perioadă de tăcere, analiză, așteptare, lucrurile se vor schimba radical și ceva de genul aproape opus, 180 de grade sau poate chiar 360 de grade, dar nu ajungeți în același punct pentru că intrați spre o altă dimensiune. A spune că mergeți către un nou proiect, către o transformare radicală a vieții voastre, cu cineva. Eu asta simt, cu cineva. Însă, mai vedem. O să mai amestec cărțile. Aceasta a fost preetalarea. Hai să vedem situația. O dată, de două ori. Iată, 27. E comunicarea cu cineva. Mai dăm o carte. 2 și cu 7, 9, fiind 9 la distanță. E o comunicare, iată, la distanță, 21, lumea și 9. E o comunicare la distanță cu cineva. Veți primi vești sau veți trimite cuiva, nu știu, niște explicații, o poveste, versuri, eu știu ce, o scrisoare, niște explicații. Veți înțelege, veți citi, veți descoperi. Că nu o ține de Jupiter. Ia. Dar interesant că a venit 3, invers. Cineva vă va spune, 5, apropo de 5, dar a venit invers. De ce lucrurile nu au mers bine? Pentru că a existat o a treia persoană, o a treia situație, dacă nu persoană, situație care a consumat resursele sau potențialul. Da, o chestiune poate chiar legală, juridică, eu știu ce o fi, tot aia. Sau neapărat. Hai că tot au fost 3 cărți la numărul 1, să fie 3 cărți la voi. Sper să... Nu. Încă o carte. Poate că cineva va spune că acum vrea să fie cu voi după ce între timp a mai fost o altă persoană, dar a renunțat. A renunțat, a scăpat, eu știu ce s-a întâmplat. 2. Apropo de 2 de relație, de la 2 la 2. De la 1 la 1 la 2. O chestiune care ține de... Și financiar veți avea un anume tip de plus financiar. Însă... Că apar banii, vedeți? Apar banii. Poate cineva a intervenit într-o persoană dintre de motive financiare. Cineva a încercat să fure bani, să consume bani, să folosească, să manipuleze pentru bani. Pentru că aici este o pierdere. 23. Dar a venit invers. Repet, acea persoană a fost eliminată într-o anumită formă. Nu știu cum, a fost eliminată. Posibil diavolul acela. Bărba, femeie, nu știu. Oameni obsedați de bani. Și rămân cei doi. Dar în acest moment apare energia feminină, în mod special, de ca și când ar trebui să vă conectați la intuiția voastră, la sufletul vostru, ca să înțelegeți ce aveți de făcut. Urmează. Dar o să mai vedem și ce alte cărți apar. Interesant ce simt. Pentru cineva, la distanță, 7 faetonul, pentru cineva la distanță, voi sunteți energia feminină sau femeia care le aduceți norocul. Aici este, simbolizează norocul această carte, trifoiul. Și nu are legătură cu a treia persoană, că sunt doi, da? Doi oameni. Voi vă gândiți, așteptați și ei se gândesc la voi și voi vă gândiți la ei. Și dacă nu vă gândiți, veți avea, la un moment dat, niște gânduri. Este 2, numărul marii preotese. Veți avea, eu știu, vești, visuri, vise. Ia uite, transformare radicală. Transformare. Că tot vorbim de o eclipsă în Scorpion, da? Odată, clarificăm cărțile de 2 ori, de 3 ori. Epuizare. Epuizare. Cineva epuizat. Energetic, mental, aș spune.
și stresat, e un soi de nouă de spade. Ia uite, vindecare. 10 de monede, we are the world, noi suntem lumea. Peste hotare, peste mări și țări, într-un context care... Mai nu știu, între voi și persoana cu care voi trebuie să creați ceva doi, să aveți un parteneriat, nu mai bine zis, nu să creați, să aveți un parteneriat, că doi înseamnă parteneriat, da? Între voi și persoana cu care urmează să vă asociați, urmează, pentru că ține totuși de viitor, poate chiar v-ați asociat, a apărut o altă persoană. Poate să zic să fie un contractor, care a venit cu un contract, domnule, ai de călătorit în jurul lumii, de făcut bani și acel personaj să fure bani și chestii. Dau variante. Poate cineva din familie cu 10 de monede a intervenit între voi doi din motive financiare. Nu poți să fii cu Xulescu sau cu Xuleasca pentru că nu are valoarea ta financiară. Ei sunt sărași, tu ești bogat. Interesant, apropo de sărăcie. Dar interesant, cine a fost sărac apropo de transformare, intră într-o profundă transformare și poate are parte de noroc financiar. Și ne-au fost ultimul, devine primul. Așadar, lucrurile se pot schimba oricând. Însă, da. 5 companii. Veți, interesant. Probabil că ați fost comparați. Ați fost judecați, ați fost etichetați, apropo de chestia asta, mai ales doamnele, care, nu știu, simt că e vorba de o energie feminină care nu are financiar ce are altă persoană în acest context. Dar are puterea de a vindeca. Are, bine, că se vindecă, e partea a doua, dar are și puterea de a vindeca. Acesta este norocul cu care vine în orice relație. O energie vindecătoare, înțelegeți? Mă înțelegeți, da? Și acest noroc o va ajuta să se refacă financiar și să aibă parte de bani, de succes. După ce înainte a fost comparată cu alții, stai că tu n-ai succesul lor, tu n-ai banii lor, tu n-ai frumusețea lor, tu n-ai, eu știu, moștenirea lor, e o comparație, a fost judecată. Apropo de 2 de spade, 2 de monede, aici apare 5 de spade. A fost judecată de o a treia parte, care a treia, repet, poate să fie chiar un grup de persoane care a intervenit între voi, repet. Sau intervine, eu cred că acum se schimbă lucrurile. Veți vedea, lucrurile se schimbă în bine. Da, ia uite. Apropo de doi. Doi oameni care se pot asocia și pot să creeze ceva nou. Dar în această perioadă, aici vreau să scot în evidență, concentrarea nu este pe trei, pe ceea ce creați, ci pe cum vă asociați. Pentru că aici este un stres. Poate stresul celui care a fost judecat, comparat, că nu e la fel de wow ca celălalt. Poate stresul celălalt care este mai bogat, mai eu știu cum, cum aș putea să mă asociez cu cineva care nu este wow, la fel de strălucitor și umblat prin lume ca mine. Dar persoana respectivă vine cu o energie pe care tu eventual nu ai. Sau tu vii cu o energie pe care ei nu o au. Roșu și, haideți să mai vorbim de un pic de cromatică, roșu și galben. Sunt energii de sine stătătoare. Unul creează stabilitate, apropo de roșu, celălalt are încredere. Unul are o energie, o vitalitate, să zic, un sânge mai special, în ce sens energetic vorbim, că sângele reprezintă, de fapt, energie, dar apropo de vindecare de sânge, de ADN, un ADN special, celălalt poate e mai strălucitor, apropo de bani, de aur, de 10 de monede. Și împreună, da, puteți să creați, dar concentrarea în această perioadă este pe ieșirea din stres, din acea tendință a cuiva de a compara tot timpul bani versus sărăcie,
Și tendințe care probabil au venit din familie, poate au fost influențe, sper că sunt înțeleasă, mă strălui, e Mercur retrograd. Deci, repet, important este nu ce veți crea, ci cum reușiți să vă asociați, mai ales că sunt energii diferite. Și iar această comparație de fapt, și asta susține faptul că unul e flexibil, altul este puternic, altul este rezistent, e bambus și structură mai puțin flexibilă, dar la fel de rezistentă. Interesant, doi pomi, doi pomi, da? Apropo de creștere, creștere se poate manifesta în timp. Creștere, creație. Dar nu asta e ideea în această perioadă, ci cum reușiți să vă asociați, să veniți unul lângă celălalt. Pentru că e distanță, 7 faetonul, 9 iar distanță peste hotare, iar avem noi suntem lumea, iar este lumea, nu? Și iar 7 faetonul, conștiința, trezirea spirituală, dincolo de tăcere. A fost o tăcere, lucrurile au mers foarte greu. Ca cineva să înțeleagă ce înseamnă să participi într-o relație, că probabil cineva nu știa, persoana cu care vă veți asocia, în cazul care nu sunteți voi, persoana cu care veți asocia nu știa cum să lucreze relația sau dimpotrivă, voi. Depinde. Vedeți. Unul dintre voi nu înțelegea ce înseamnă relație. Doi. Tot timpul se lăsa influențat de al treilea element. Ce apare, iau-te, regina de monede, poate de mamă. Se lăsa influențat, poate de o fostă, poate de o relație karmică, poate de obsesia pentru bani. Dar se vor lăsa aceste cupe goale, aceste neînțelegeri și eșecuri, ar spune, și se va merge către creație, apropo de artist. Ah, și asul de cupe. Că o să fie amândoi artiști, că o fi unul mai artist ca celălalt și unul mai sensibil, unul poate vindecă altul, poate, eu știu ce face, artistul și asul de cupe. Manifestați dragoste, manifestați vindecare, manifestați iertare și uite așa vă puteți asocia. Cât ați fi de diferiți. Interesant că sunteți diferiți. Da? Hai, odată. Sper că sunt înțeleasă de două ori. De trei ori. Valetul de cupe s-ar putea să fie comunicarea, apropo de scrisoare, cineva își va cere scuze. Că a fost imatur emoțional. Ia, asul de cupe, măi, ce frumos! Va fi o comunicare, își va cere scuze și va manifesta eventual și va manifesta, va mărturisi eventual dragoste, emoții, niște sentimente. Artistul interesant! Wow, ce frumos! O, din sărăcie. Măi, faceți unii bani din artă? Ce frumos ar fi. Dacă n-ați făcut, veți face. Și, repet, ar putea să fie la acest succes să participe ori un alt artist. Vedeți, sunteți în planuri diferite. Interesant ce văd acum, în mod special în această carte. Sunteți în lumi diferite. Nu mă refer la realități sau dimensiuni. E distanță. Dar interesant apare 23. În acest an, dacă a intervenit altceva, altă lume, chiar o lume întreagă, dacă a intervenit între voi, chiar eu știu ce bani, moșteniri, contracte, joburi, obositoare, apropo de epuizare, în care cineva a călătorit tot timpul, în această perioadă, în următoarea perioadă, vă veți întâlni? Hei, știți cum era? Munte cu munte se întâlnește, da, păi om cu om, nu? Om cu om, pom cu pom. Vă veți întâlni. Foarte interesant. Și iar apare elementul de pom, veți crește. Unul probabil a crescut într-o variantă, să zic, financiară, artistică, o variantă, să zic, un stil. Celălalt ia notițe, nu copiază, nu? Fără copy-paste-uri, pardon. Nu copiază, dar se inspiră. Cum aș putea să fac și eu ceva asemănător? Dar, repet, fără copy-paste. Și cavalerul de cupe. Mai, mărturisire. A unei iubiri, a unei dorințe de a se asocia. Tu ești norocul meu, tu ești dragostea mea. Hai să creăm ceva. Să creăm, apropo, o nouă lume. Interesant. Să creăm o nouă lume. Noi suntem lumea împreună. Ce frumos vine mesajul.
Sau împreună putem crea o nouă lume. Ce frumos! Și mai frumos, apropo de colectiv, de evenimente, stai! Degeaba evenimente de succes publice strălucitoare, dacă nu ai impact asupra acelor oameni, un impact pozitiv, la capătul setului de cărți, diavolul. Probabil că au fost, dacă a fost distanță, cineva a visat, s-a visat obsesiv, că are, eu știu, încă face dragoste cu voi, să zicem, varianta frumoasă. Dar există o obsesie de a da jos masca, simt, de a renunța la, de a renunța, eu asta simt, de a renunța la personajul acela, al treilea personaj, foarte toxic din viața voastră sau a lor. Cine a trăit lângă un personaj extrem de toxic va renunța. Și dacă nu e un personaj, poate să fie o adicție, poate să fie un stil de viață. Va renunța. Și va depăși orice senzație de refuz, de abandon, de tristețe, de dezamăgire. Da, va depăși. Și va încerca să-și recucerească personajul care lasă în urmă elementul acela toxic, element, orice natură ar fi, va merge către, da, femeia divină. Și aici o femeie, norocul, soarele său. A fost o a treia persoană, vedeți? A fost o a treia persoană, 5 de spade. Dar urmează, iată, o întâlnire de destin în care vă veți bucura, vă veți reechilibra. Nu știu cu cine, nu știu în cât timp, sunt evenimente, sunt energii care se schimbă, se manifestă în această perioadă. Eclipsele aduc transformări pe termen lung. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, steaua. Dacă ne aveți de-a face cu un personaj public, apropo, public, de succes, veți fi voi. Și că aveți de-a face, când aveți de-a face, veți avea parte de un anume tip de vindecare, asul de cupe, vindecarea, da? Și steaua, prin artă și poate chiar privind arta, sau ascultând muzică, sau citind poezie, veți reuși să vă echilibrați viața. Dar eu simt că cineva va veni în viața voastră. Ori voi faceți o declarație, ori cineva vă va face o declarație. Depinde unde sunteți, veți simți. Voi știți, e în sufletul vostru, știți unde sunteți. Ia uite, 10 de cupe. Mai, nu se poate așa ceva. Spre ce merge 10 de cupe? Nu veți mai avea nevoie de altă ofertă. Aceasta va fi cea mai... Norocul meu, lumea mea. Tu ești norocul meu, tu ești soarele meu, tu ești lumea mea. Cam asta văd. Apropo de artist, te-am manifestat, interesant. Dincolo de toată lumea asta, te-am manifestat pe tine. Nu știu, eu aud, așa aud că veți... La un moment dat, nu știu în cât timp, repet. Nu fac etalare pentru luna mai, nici pentru aprilie, ci niște lucruri care se vor întâmpla cu siguranță în cel puțin jumătate de an. Uite, cavalerul de spade, într-un mod neașteptat. Cavalerul de spade, cavalerul de cupe. Va veni această declarație de dragoste într-un mod neașteptat. Și cine a stat între voi va fi dat la pământ. Cine este între voi, în acel moment, cine va fi între voi, cine este, va fi dat la pământ. Acest personaj se va lupta, cavalerul de spade se luptă pentru dragostea aceasta, că își va da seama. Și dacă voi inspirați, că nouă de Jupiter inspiră, această dragoste, această vindecare, această transformare în sensul de manifestare, de creație. Cine va înțelege? Ia uite. Poate chiar va vrea căsătorie sau măcar un contract, ceva, repet, veți crea ceva. Da, veți renaște dincolo de griji. Am văzut, ia uite, mintea. Grijile voastre, grijile lor, stresul vostru, stresul lor. Apare renașterea 2 și aici e 2 și aici e 20. Da? Veți renaște și veți manifestare pe un proiect, ceva, o colaborare, ceva deosebit. Veți fi invidiați? Veți fi invidiați? Da, veți fi.
Noblețe și stimă față de voi. Aici, cine a experimentat această sărăcie sau triunghi amoros sau obsesia pentru bani sau eu știu ce alte chestiuni în casă, religie, că am văzut cinciu, da? Se va schimba. Citiți. Noblețe și stimă față de voi. Magnolie e deja înflorit, încă mai sunt. Puritate, inocență, bucurie, veselie. Ce zice aici? Bucurați-vă de moment. Curățăm cărțile. Mesaje de la înger pentru numărul 2. Uite, bucurați-vă și apare apreciază acest moment. 33! 6! Îndrăgostiții. Nu e o chestiune legată de dragoste, îndrăgostiții, inima, 33, 3, comunicare. Aveți doi cavaleri. Am văzut comunicare prin scrisoare, ați început cu scrisoarea. Dar e o comunicare de la distanță. Nu e de aici, e de la distanță. Ia uite, legătură spirituală. Energia feminină cred că este norocul acestui personaj. Poate prea atras de energia telurică. Obsesia pentru bani, pentru distracții, pentru poate chiar și faimă. Nu știu ce apare. Ia uite, romanță! Să fie, uite, uniunea inimilor și 9-10 de fapt. Protejați-vă pe ce... O să vă protejeze personajul acesta cu care veți fi. Veți avea o romanță cu cineva, o poveste de dragoste, două suflete, Union of Hearts, doi, Cavalerul de Cupe, Asul de Cupe și două cupe, Asul de Cupe, n-ai. Se creează, repet, se creează ceva între voi. Arta, poate să fie subiect comun, poate, eu știu, prin artă vă inspirați unul pe celălalt, nu știu, sunt multe variante, vă rog frumos, dați-vă timp să le descoperiți. Pentru că totuși tarotul este chiar fascinant dacă îi dați timp să se arate. Ați spune voi că poate nu-i mesajul pentru voi acum, dar ar putea să fie în timp. Ia uite. Descătușați-vă amabilitatea. Posibil personajul despre care am vorbit trebuie să-și descătușeze amabilitatea. Nu știu. Aveți încredere că va fi bine. Dragii mei, sper că v-a plăcut. Și, cum am zis mai devreme, chiar dacă nu înțelegeți acum ce se întâmplă, dați-vă timp să înțelegeți. Dați-vă timp, mai reveniți eventual, nu pentru vizionări, cât ca să înțelegeți. Și sper totuși ce ați auzit să vă rămână undeva în suflet și când se vor împlini câte una, câte alta, veți primi scrisoarea sau vești despre dorința cuiva de a vindeca relația dintre voi, situația, conflictul dintre voi. Ia, uite, mura se tăvălește pe jos, se bucură, bucurați-vă și voi. Deși mura vrea mâncărică, trebuie să încep o cură de slăbire, că nu se mai poate. Nu uitați, bucurie mare va fi, asul de cupe, cavalerul de cupe, artistul 10 de cupe. Ce poate fi mai frumos? Deci chiar va fi fain. Dar pentru asta trebuie să vă înfruntați demonii. Și voi și ei, coșmarurile. Distanța, cred că este un mare coșmar, în primul rând. Interesant cum vine mesajul. Chiar acum, la sfârșit, înainte să închid, când strâng cărțile. Distanța. Distanța. Și distanța a creat și această obsesie. Da, cineva are opțiuni. Probabil e un personaj, aveți în viață, ori voi, ori personajul care va apare în viața voastră, este foarte intens, foarte atractiv, are opțiuni, are multe opțiuni, are și măști. Dar când veți fi față în față, nu va mai avea nicio mască. Pentru că veți vedea în sufletul lor, ca într-o oglindă, vedeți? Ce frumos! Ia uite și unde am pus la faeton. Probabil că sunt marcaje în semnul peștilor, racului, scorpionului și peștilor. În special, da? 7, 7.
se lasă în urma apele tulburi și se merge către o asociere, zic, pentru că nu vreau să vă fixați musai, deși apare romanță, dar romanța aceasta poate să fie o asociere benefică, într-un anume fel. De azi fiți mai flexibil când citim tarot. Pentru că mie mi-e jenă uneori când vorbesc, da, aveți întâlnit în sufletul pereche și de fapt acela, eu știu când se manifestă, între timp se poate manifesta o colaborare fructuoasă cu cineva. Romanța poate să însemne, iau, de creativitate, o stare de confort lângă această persoană, repet, cu care vă puteți asocia într-un mod benefic. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine!